Regalitatea este, din punct de vedere politic, o poveste anacronică. Din punct de vedere istoric, o rămășiță câteodată frumoasă, câteodată teatrală și câteodată identificatoare pentru un popor. Sunt țări pentru care regalitatea a contat foarte mult. În ceea ce ne privește, noi am trecut de la voievoz la un rege importat, la o dinastie regală importată, este Hohenzollern-Sigmaringen, care o perioadă destul de scurtă a domnit în România, a plecat odată cu venirea comunismului în niște condiții nu tocmai faste și nici cu vreun martiriu de rege, și la revenire în țară a avut inspirație destul de proastă de a marșa, în special pe revendicări, e dreptul lor, bineînțeles, pe revendicări și mai puțin pe o influență a vieții sociale, spirituale. Ăsta este motivul pentru care eu consider că această zi de 13 august, o zi ca oricare alta pentru marea majoritate a românilor, o zi de doliu național din punct de vedere al conducerii țării, pe care o respectăm, o zi de doliu național cauzat de moartea unei regine care n-a fost niciodată cetățean român, care a avut posibilitatea, dar nu a fost, o regină care și-a petrecut, bineînțeles, toată viața în afara țării, în Elveția în special, și care nu a constituit pentru nimeni, nici măcar pentru familia dumneaei, un simbol. În consecință, mi se pare un pic forțată, e un pic, să spunem așa, o invenție de fast, o invenție de eveniment, o curgere de cerneală și de imagini la posturile de televiziune un pic exagerată, mai ales că ziua de doliu național presupune niște restricții, e vorba de festivități, serbări și alte concerte care au trebuit să fie anulate, inclusiv la noi, la Constanța. După părerea mea, a fost un pic exagerată. Eu consider că noi nu avem ca regalitate, în regalitate, un simbol al românismului, un simbol românesc pe de o parte, pe de altă parte, instituția monahală este o instituție perimată politic, acolo unde mai există, există, cum spuneam, fără a mai avea conotații politice, ci pur și simplu ca un simbol de unitate sau un simbol, un fel de muzeu viu. Un fel de muzeu viu, adică o formă vie a istoriei, care în mod sigur va mai exista, însă rolul va fi din ce în ce mai redus.